ai vetă că nu mai pot, la cât oare trebuie să plec de la Cluj, bă, băiatule, la 4,3 dimineața. Mamă, deci a fost horror înainte de Huiedin, coloană. La Gilău, coloană. Aici, nici nu am ieșit din Huiedin, coloană. Cioară, este acolo. La Iveta. Nu, no, mai ajungem la destinație, cam aproape, Valentin. Nu e problemă, las. Am 2 ore deja, frate, și nici n-am ieșit din Huiedin. Albac Beliș, băie, ce fain e la Beliș acolo, ce facem ăsta? Hai bre, mai stai un pic în mașină acolo, că nu e foc. Ce mișto e asta, fii atent. Super faină mașinuța, nene. Am avut și o Megane din ăla, dar nu era ca al lui. Avea trapă din aia panoramică, știi? Foarte fain. Stai acolo, Vasile. La Iveta. BMR. I love you. Nu, 8 ore trecerea oare, nu cred. Asta are o treabă serioasă cu asta de aici. Ia. Mergeți pe strada asta? Da, da. Tot înainte? Da, și eu la fel. Ah, ok. Poți să-ți umpli un portbagaj? N-ai să crezi, da, da, da. Ce trebuie? Niște spântână cu niște dovleci fierți. Dar ce vor mă să facă? Ah. Hai că e verde. Tu la Iveta ce fac ăștia aici? Dar trageți-vă pe dreapta și scormoniți-vă în portbagaj. Ni, că o scap în spate aia. Hai, Vasile, dă-i și mata. Hai, Vasile! Ce facem ăsta? Hai de soarele meu. Nu, asta a luat-o pe o stradă, aia pe altă stradă. Madres Dios. Ăla face stânga, stânga lui soare. Au, foarte aglomerat a fost. Uite bă ăștia ce viață faină au. Bravo bă băieți. Bravo bă, păi ai viață mă băiete. Păi da nu? Bă, dimineață la ora 6 la terasă. La ora 7 la terasă, la ora 10 la terasă, când apare netisandu-i la terasă, când apare busuie tot la terasă, bă, numai la terasă, frate, bă, de unde au bă ăștia atâția bani să stea la terasă? Bă, dar vopsește, bă, un gard, fă naibii ceva la curcane, acolo la găini, habar n-am, du-te pe câmp, ia o sapă, tu la Iveta, bă, dar serios, dar sunt ăștia care au abonament acolo la Birt. Nici o treabă, frate, tot timpul ei sunt acolo. Ce faci, nea Petrică? Salut, Valentina, ești mata o țigară. Bre, dar du-te și fă ceva, lasă-mă, mă, pace, că mâncai pentru proști. Ia, uite, un grozav alb. Da, mă. Oi, madres Dios. Bă, ce bine o duc unii, bă, băiete.
mergea un pic de semnal aici, Valentin, da, într-adevăr, mergea un pic de semnal. Băi, deci a fost extraordinar de aglomerat, încă înainte să cobor de pe autostradă, era deja aglomerat, am stat acolo iarăși vreo 40 de minute, aici la fel. Mamă, foarte, foarte nasol. Da, păi nu, o mai merg așa un picuț, aici cred că iarăși e aglomerat și tot așa. Duc puțin mai întins aici. Păi da, mai am de făcut și break-ul. Păi da, nu. Băi, deci cel mai mult mă bucur. Mamă, foarte fain și ăsta mi se pare că avea plafon din ăla. Știi? Doar cred, sau era doar colat cu negru. Mă bucur foarte mult, nene, că virgulă, cafeaua stă în pahar, mă. Păi la Iveco când o puneam aici a stropia tot. Zic, mamă, fântână artezian. Asta e, merge înainte, nene. No, că de aici începe distracția. Ruxix. Haide, Vasile, bagă. Ia uite-l, mă, că e puternic, ce s-a înfoiat el deodată așa, domnul Mercedes. Mamă, puternicule, stai ușor că-i dezechilibrăm pe ăștia. La Iveta. A, e foarte puturos, nu am foarte multe chile pe mine, tone, că aici nu mai e de kilograme, e de tone. Dar trebuie să-l mai iau la manual câteodată, că e leșinat. Dar acum văd că a putut, bravo, mă, bă, te-ai prins tu, că o să filmezi și te fac de rușine. Ce vorbești, mă? Gata, ai murit. Trebuie să-l mai iau aici la mânuță câte un pic, una, două, hai, bag acum. Hai să crezi, nene, până își revine el, până s-o cotește și a pierdut tot demarajul, frate. Ce mașină e asta, mă? Bă, ce vă enervează ăștia care stau acolo, frate, când te-ai pus în depășire, du-te! Du-te, dă-i acolo tatuaje, mamuaje. A, este de la Humartefield din ăsta. Da, am înțeles. Da, da, da. Hai, mă, că nu s-a făcut de rușine chiar așa tare, știi? A știut el că o să-l filmez și de asta. Băi, am prins foarte mare aglomerație acolo la Huedin. Și... foarte nasol a fost. Am mai prins și la Gilău, acolo la autostradă. Merg pureci ăștia acasă. Ăștia, bă, dezboară pe sus. Nu știu ce festivitate din asta au fost la, iau de 5.23. Acolo, pe la... bă, n-am nimic cu nimeni, nu mă înțelege greșit, frate. Dar dacă tot sărbătorești o chestie din asta care a fost zi sărbătorită de 418.000 de ani, la ce dracu să te ia tot vii, mă, cu steagul? Lasă dracu steagul, bagă-ți-l în funduleț. Înțelegi ce zic? Dar n-am nimic cu nimeni. Îmi place că e verde peste tot, Oradea 66. Aici o să fac eu o pauză odată. Bag aici cu spatele, opri toată circulația. Dar cum să nu? Că pot să fac asta. Și pac, 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 m-a virat acolo. Obturăm tot drumul. Să treacă băieții ăștia. Dar și ăsta de Dâmbovița, văd că tot ușor îi dă. Are un man, cred. Mamă, iar ăsta cu duba. E horror, frate, omul ăsta cu duba asta albastră. Deci l-a mai prins de două ori. N-a reușit să scap de el. Trebuie să lăsăm ușor aici. Să ies un pic la exterior. Ia uite-l. Ia uite-l unde a venit. Tu te rec cu steaua încolo, frate.
Bine, haide mă, burebista, asta nu prea merge nici el, frate. Mai vin ăștia mici, n-ai unde să te duci. Anticipată la mișcarea mea, zic eu, sigur. A mai fost odată că au urcat, dar au urcat pe avarie, unul dintre autobuzele astea, știi? Nici ei cred că nu prea pot să meargă. Hai, Mercedes-ums. Dai că trebuie să las ușor, măcar să poată să se ducă ăla, știi? Cu autobuzul. Aoleu, care și remorcă. Poți să intri? De la Suceava, Ronfour, autorulate. Nene, firmă mare Ronfour ăsta. Am trecut pe acolo. Nu, mai că s-a descurcat bine, n-ai să crezi. Mă așteptam să se miște mai greu. Stai că mă întorc înapoi, după aia să-l vezi cum face. Îi ies toate aripile. Păi, dar n-am foarte multă greutate, nene. Și când nu am greutate, mere bine, nu-i problemă cu el, știi? Dar asta e că eu aș vrea să mai testez și alte camioane. N-ai un camion de testat. Nu, uite-l pe ăla cu duba albastră ce face. Ai văzut loc claxonat ăsta cu Ronfour? Ia uite ce-i dă. Păi dacă nu știe ce are de făcut, frate, ăla e un dement pe stradă, zic sigur. O mai făcut odată din astea, au vrut să intre, n-a intrat. Dar nu-i sănătos, la cap mă, frate. Ia uite-o că ne plouă încolo, ce fain. Gata, gata, ho, ho, ho. Frumușelule, te-ai supărat. Asta-l mai las un pic. Schimbă, Vasile! Tu l-ai vetă! Bă, dar tot eu trebuie să-i schimb și în jos și în sus. Ia uite! Doamne ferește, frate! Uite-mă, ca un floris al câmii, mă, băiete. Îți vine să crezi. Au ieșit albinuțele, au strâns puțină miere. Păi da. Aici a fugit iar șoseaua, nene. Se întâmplă chestia asta în mod frecvent, dacă vrei. Acolo jos. Trebuie un pic de atenție. Ia uite, vezi? Ori mai făcut iarăși. Nu înțeleg de ce nu decupează, frate, tot acolo, să bage piatră, să bage ce trebuie, știi? Mamă, ce fain e ăsta. Păi, viață. Două ore, 32. E ok să mă... La Oradea e treabă.